Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. O dimineață frumoasă de februarie, nu e foarte frig afară, nu e cazul să luăm mănușele, dar îmi spunea prietena mea, Nicol, că vin iar zăpada. Am luat telefonul și m-am uitat pe vreme și într-adevăr arată că după masă va ploua. Dar până plouă, haideți să ne bucurăm de vremea caldă și să începem o zi și o săptămână cu sufletul curat și așa plin de voie bună. Că na, nu știm mâine ce va fi, dar știm că astăzi este luni. Asta e cu siguranță. Mulțumim la Dumnezeu că, uite, ne-a mai dăruit o zi și, uite, suntem aici împreună. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de noi încă de la prima oră, dar vă mulțumesc, dragii mei, și celor care ne urmăriți mai târziu în reluare pe pagina de Facebook, pe YouTube, pe Insta, pe TikTok, pe toate rețelele astea de socializare care sunt nu neapărat întotdeauna rele. Tot povestim noi că rețelele de socializare ne duc într-o lume alta decât vrem să credem că trăim cu adevărat. Noi am mai spus, eu am mai spus și cred că totuși rețelele de socializare au rolul lor dacă știm să căutăm echilibru și să înțelegem mesajele de dincolo și să de dincolo de postări și să luăm lucrurile cele mai frumoase. Întâmplător spun asta, o să vedeți imediat despre ce este vorba, pentru că începem săptămâna într-o notă foarte veselă, dar până acolo vreau să-i spun bună dimineața lui Nicol Lemner, pentru că e luni și e normal să fie alături de mine la Dale Dimineții. Bună dimineața, Nicol! Bună dimineața, soare! Bună dimineața, dragii noștri! Mă bucur că ne reîntâlnim. Sper să fie o săptămână super. Și spuneam că se întorc ninsorile, cel puțin la noi, îi spusesem Ioanei, la munte cu siguranță va ninge. Dacă plouă jos așa pe în câmpia Mureșului, la munte va ninge. Dar totuși se simte miros de primăvară. Eu așa zic. Miros de primăvară, dar ar fi interesant să se simtă și miros de bunătate, că na, suntem în luna iubirii. Acum depinde cu ce n-ar miros. Știi? Apropo de dualitate, știi? Așa, cu nara dreaptă binele, cu nara stângă rău. Știi? Echilibru, asta este, apropo de ceea ce spuneai tu, iar rețelele de socializare sunt pline de dezechilibre, dacă stai bine să te gândești, pentru că cele mai multe aprecieri și distribuiri le au informațiile de scandal. Există. Nu că n-ar fi bine să se promoveze imaginea reală a celor care fac scandal, știi? No. Povestim și de scandal, că am avut parte de el la sfârșitul săptămânii trecute. A fost foarte interesant circul de la Consiliul Local. A fost de-a dreptul așa circăresc, să spunem așa, fără regie. Păcat că nu s-au tăiat bilete, pentru că în astfel de situații s-ar putea tăia bilete, ar fi foarte interesant. Dar până acolo vreau să o salutăm pe Roxana Olșanski, cu acordul domniei sale. Bună dimineața, Roxana, și îți mulțumesc că îmi faci zilele mai frumoase, dragii mei. Urmăriți pagina de Facebook dacă nu o faceți. Roxana ne duce într-o stare de bine. Joia trecută, dacă mi-aduc eu bine aminte, a făcut o postare care mi-a dat o stare de bine și care mi-a făcut ziua mult, mult mai frumoasă. I-am cerut acordul și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră această postare a Roxanei, pentru că e de într-adevăr atât de veselă. Și Roxana, te iubim, te iubesc și sper să ne vedem în curând aici la Dale Dimineții, să ne dai așa un vibe bun. Nu știu unde găsește Roxana, tot încerc să aflu de câțiva ani, de când o cunosc, nu de foarte mulți, tot încerc să găsesc sursa fericirii la Roxana. Pasiunea pentru teatru. Uite, și intrat în direct. Asta bună este, dimineața, da, eu consider, da,
Bună dimineața, Roxana. Eu consider că asta este pe unul dintre secrete. Probabil are mai multe, și împlinirea din familie și mulțumirea vis-a-vis de copii. Și... Dar libertatea de exprimare pe scenă îți dă acest vibe nemaipomenit. Spun că eu, chiar și pe vremea când făceam teatru de amatori, și era pe vremea comunistă, da? Ne permiteam tot felul de replici și tot felul de... Cu substrat. Da. Aveam libertatea, suntem pe scenă și așa te înveți. Încet, încet te înveți să fii franc, să fii ironic, să taxezi derapajele din societate, știi? Încet, încet, iar Roxana, într-adevăr, pe lângă faptul că este și caustică în anumite postări, unde pune punctul pe ei exact așa cum trebuie. Într-un stil aparte care da, îi se potrivește. Da. Eu asta zic. Dar hai să probabil vedem despre ce e vorba și comentăm pe urmă. Într-o emisiune viitoare, o să, dacă îi pui întrebarea, o să-ți dea și răspunsul. Să vezi dacă am fost departe de... Nu cred că ai fost departe de adevăr, dar o să o rugăm pe Roxana să ne povestească. Haideți să vedem cum își trezește Roxana vecinii. Nu merge, revenim imediat, avem o mică problemă tehnică, rămânem în direct. Bună dimineața, Edi, ne spune Edi, când are pregătită Roxy din punct de vedere tehnic și merge, o să revenim. Bună dimineața, Edi, dacă ești acasă, bună dimineața, Tanti Maria, ne spune o săptămână frumoasă, mulțumim, o salutăm. Bună dimineața, ne spune și Daniela Enea, o să povestim și despre acasă la Hunedoara, Dani, și despre spectacolul pe care îl pregătesc cei de la Hațegana pentru o aniversare, o să vedem despre ce este vorba. Până acolo rămânem într-o atmosferă așa plăcută, am fost la teatru, asta vreau să spun, povestirea puțin înainte de emisiune, a fost de-a dreptul minunat, spectacolul s-a încheiat la aplauze la scenă deschisă. Mihai Panaitescu, în regia lui Mihai Panaitescu a fost spectacolul Secretul Iubirii. Actorii au fost de-a dreptul minunați, sala s-a ridicat în picioare la final. A fost cu râsul plânsul, pentru că noi povesteam că viața bate filmul, încerc să găsesc afișul, să nu-i botezăm pe... Să nu-i botezăm pe actori. A meritat... Merge? Ne spune Rosi că merge. Haideți să vedem despre ce e vorba. Și am revenit, dragii mei, și spune Roxana așa: ce faci când ai chef de cântat, dar e de vreme și blocul încă doarme? Ia ca faci ce poți în surdină. Părinte-i responsabil, îmi învăț copilul să se bucure de viață. Participăm la Ursuleț. Ursuleț este cântarea aia unde doi cântă pe scara blocului, stradă sau șanț. Când pleacă mireasa de acasă să se ducă la nuntă, de obicei cei doi cântă la acordeon și o țavă, în ghilimele, noi cântăm la ukulele și tobița copilului din vecini. Cântecul nostru se intitulează Ia-ți vecine ziua bună de la liniște și lună. Să rimeze, nu vă râdeți. Pentru comenzi 8989, bună dimineața și
de la familia Flintstone. E totală. Mm-hmm. Îți dă o stare de bine. M-am uitat și în dimineața asta. Încă n-am văzut postarea, încă n-am prins... ba da, e share-ul de la noi încă, poza cu noi și unde noi am... unde noi am etichetat-o pe Roxana și ne spune Roxana că gaițele merg în 14 februarie la ora 18 la Casa de Cultură din Hunedoara și în 15 la Brad, la Cinema Zarand. Și tot pe pagina Roxanei, v-am spus că dacă îi urmăriți pagina găsiți mai multe detalii, Secretul Fericirii, Armand Crișan, Diana Dănilă, Aurelian Culea și eu insist. Ce părere a avut Monica? Dragii mei, urmăriți, mulțumesc, Rosi, urmăriți, nu știu când se va mai juca la teatru din Deva, dar merită văzută piesa de teatru și încă o dată vă spun, viața bate filmul și știu ce vorbesc, n-o spun întâmplător, chiar merită văzută piesa de teatru, actorii au fost minunați, o regie... foarte tare al lui Mihai, în stilul lui, ceea ce ne încântă și ne place. Și, dragii mei, să vedeți, nu dăm din casă, pentru că vreau să vă rog să mergeți la teatru și să vedeți piesa din sală. E altceva. A fost în transmisie live, nu o urmăriți, mergeți la teatru, pentru că merită. Atmosfera de acolo, din sală, e total diferită. Despre gaițele de la Hunedoara am vorbit și în... jurnalul de vineri, la sugestii pentru timpul liber. Timpului liber, da. Da. E luna iubirii și de 14-15, acum eu spun aproape în fiecare dimineață, sunt foarte mulți care criticați această zi de 14, că am împrumutat-o, dar așa cum am spus, nicio zi în plus dedicată iubirii, chiar dacă Nicole ne-a spus și are perfectă dreptate, nu avem nevoie de o zi specială să o dedicăm iubirii, totuși, când avem o zi dedicată iubirii, poate ne aducem aminte, prindem curaj, știi? Uite, e San Valentine, da, vreau să spun cuiva că îl iubesc, nu am curaj, că îmi trebuie un motiv special și uite, ne putem folosi de o zi din asta specială, 14 sau 24 la noi, la români, că noi suntem mai cumoți. Bă, asta e punctul meu de vedere. Ți-am zis, nu prea sunt de acord cu sărbătorile astea impuse, mai ales când e vorba de iubire. Dacă ai ceva de spus, spui oricând. Ai nevoie de curaj ca să poți să spui ceva. Spui oricând. No, păi asta este. Uite, noi ăștia așa mai, cum iubirea mai puțin... nu are vârstă. Da, așa cum iubirea nu are vârstă, iubirea n-ar trebui să aibă nicio zi dedicată special pentru așa ceva. Din punctul meu de vedere, no, asta e, îmi place. Și de ce să nu spui în fiecare zi, tu de ce spui în fiecare zi te iubesc, vă iubesc, vă... Am avut nevoie de curaj. Și e nevoie de curaj să spui oamenilor, animalelor, planetei, orice, că te iubesc. Cunosc pe cineva care spune să spui te iubesc, pare căzut în derizoriu. Știu persoane. Bine, dacă o spui fără dar să crezi, să spui, dacă o spui numai din vârful limbii, așa, hai să nu spunem găsim numai găsim alt cuvânt. Și de multe ori eu spun că Dexul e prea sărac, dar diferă felul în care spui te iubesc, diferă momentul în care te spui te iubesc. Nu există alt cuvânt care să... nou, adică de fiecare dată când te îndrăgostești de cineva, și aici vorbim de o relație de la normală, parcă vrei ca fiecare relație să fie unică, să aibă parte de ceva unic, să-i oferi celuilalt ceva unic. Și în momentul în care spui te iubesc, te gândești, a, mai spus-o și la 11 de 50 ori 2 ori 15 ori fa ori sol, că ăștia cu muzica cu matematica și-o tot spun în spate, știi, au mai spus-o de 11.000 de ori te iubesc. Tu, Ioana, okay, contează tu crezi, momentul. Dacă tu crezi că iubești cu adevărat în momentul în care spui te iubesc, n-are cum să cadă în derizoriu replica. Și poți să o spui în fiecare zi dacă simți cu adevărat lucrul ăla. Dacă o spui în vârful limbii numai așa ca să fie
Atunci e clar că pică în derizoriu și iubire și declarații și vorbe. Și nu poți să spui dacă nu trăiești. Dacă nu trăiești sentimentul, nici nu ți iese pe gură dacă nu trăiești sentimentul. Probabil de asta iese o zi pe an sau două, cum iese la noi, că măcar să o spui din vârful limbii dacă nu o spui din credință, știi? În timpul anului, în timpul unei relații. Bă, asta e. Oi, trăiești, iubești, păi o spui de 10 ori pe zi, nu o dată în an. Ar fi frumos să avem curaj? Pă cum să nu ai curaj să-i spui partenerului te iubesc? Cum, frate, să nu ai curaj poți să spui? Poți să-ți aduc 11.000 de variante și de scuze de ce nu spui partenerului te iubesc. N-ai curaj, seama, cu fițe și cu figuri din astea, cu psiholog, cu cărți de dezvoltare personală, să nu-i spui bărbații. Să nu-i spui nevestei prea des că o iubești, că și-o ia în cap și te calcă în picioare. Ai și văzut? Te face sclavul servitorul ei. Ai văzut? Păi, și femeile la fel, să nu-i spui bărbatului. No. Și atunci? Ajungem la piesa de teatru. Exact. Și la atunci secretul ce se fericirii. Întâmplă? Nu-i spun că și-o ia în cap și atunci se duce la alta. Nici ea nu-i spune lui că, nici el nu-i spune ei că o iubește, că așa, pentru că mai știu eu ce, și se duce și ea la altul. No. Și ce a rezolvat? Și după aceea apar tragediile, știi? Gelozii, da. Dezastre și mai știu eu ce, lipsa de comunicare. Cum să nu-ți faci curajul să-i spui persoanei? Deci eu sunt convinsă că cei care se uită acum dimineață la noi îmi dau dreptate. Bă, dacă iubești, spui te iubesc. Dar ce te doare? Ma, trebuie să-ți faci dimineața, trebuie să-ți faci ziua frumoasă, da? Ai partenerul lângă tine, tu, bărbat, te duci, faci o cafeluță, ia, simte mirosul de cafea, de nu știu ce, ai făcut cafea, te iubesc, te iubesc, ai făcut o cafea, bună, vai ce miroase, ce bine m-am trezit dimineață. Sau invers, știi, chestii de genul ăsta. Lucruri mărunte, dar care contribuie cu adevărat la trăiri și la menținerea sentimentului de fericire, de iubire. Ce e așa mare scofală să te iubesc, te iubesc? E înțelegi? Mare scofală să fii fericit, Nicol, no, și să faci lucrurile într-un anumit fel. Ne spune Roxana Olșanski, mulțumesc că ne ajutați la promovarea activității Teatrul de Artă Deva. Și spune Roxana, mulțumesc. Adică ea ne mulțumește. Împreună cu dumneavoastră, publicul nostru drag, încercăm să ne facem viața mai frumoasă. Ne faceți viața mai frumoasă, dragii mei, pentru că existați nu doar când venim atunci la voi la teatru, postările tale și a colegilor tăi și vă felicităm pentru tot ce faceți. Sergiu Stănescu ne spune, bună dimineața, Sergiu, ce faci? Știu ce faci. Bălan Cătălin ne spune, bună dimineața, o zi frumoasă și ne trimite capete cu inimile. La bună dimineața, Cătălin, și apropo, vă iubesc. Viața e tare faină când iubești, indiferent dacă spui sau nu ești. Mulțumim, Roxana, și noi te iubim. Dar Roxana e un om special. Păi, spectacolele lor și tot, astea sunt declarații de dragoste pentru noi toți, da, pentru oameni. Adevărat. Să știi, așa pentru că ei o fac cu acel sentiment de iubire și pentru ceea ce fac, pentru activitatea, pentru munca lor, dar și pentru public, pentru că altfel n-ar ieși. Nu poți să ai spectacole cu casa închisă de ani de zile, și premiere și celelalte piese, dacă nu se simte dragostea și iubirea și felul în care ne primesc acești faci. Oameni, da, e adevărat. Când am călcat în teatru sâmbătă seara, în afară de câțiva prieteni care știau, Petronela Tămaș și Claudia Vintilă sunt vinovatele care m-au dus la teatru, că eu sunt cam nedusă la teatru și la biserică, dar ele sunt vinovatele, le mulțumesc, a fost o seară minunată pe care am
continuat-o cu fetele în oraș. A fost extraordinar să petreci timp de calitate cu prietenii, cu prieteni pe care îi cunoști, cum o cunosc eu pe Claudia, de o viață. Am copilărit împreună, am putea spune că ne-am născut împreună, așa ca și cum am povestit în emisiunea cu Sorin Tincu, am copilărit pe aceleași străzi și uite, din Sebeș, Claudia vine la teatru mai des decât mine, felicitări, nu doar ea, mai am prieteni care vin și uite că am reușit să ajung și eu ca spectator, pentru că merg des la teatru, dar merg că sunt de serviciu. Dar de data asta am fost alături de prietenele mele, Petronela și Claudia, și le mulțumesc. O să mai venim. Mi-a plăcut totul, foarte tare piesa, foarte tare subiectul. Dragii mei, urmăriți-l, Viața bate filmul, și chiar merită văzută piesa de teatru. Îi felicit încă o dată, mergem mai departe. Din păcate, în iureșul ăsta al vieții, uităm să ne acordăm câteva momente și pentru noi. Știi că am fost acum mulți ani în Florida. Da. Acolo am văzut o chestie foarte interesantă și când m-am întors acasă eram hotărâtă să încerc să fac și eu ceva de genul ăsta. Nu am reușit pentru că suntem prea angrenați în... cum să spun, ne lăsăm prea tare duși de val, știi? Da. Ai o activitate, ai serviciu, nu știi, da, cum să te duci repede acasă, să, da, așa, și știi, acasă, da, ne izolăm. Da. E, acolo trendul era cu totul altul. O zi pe săptămână, pensionarele dintr-un bloc foarte, foarte mare de pe malul oceanului, bine, că aveau și toate condițiile, dar asta le putem găsi și aici, oricând. O zi pe săptămână, joia, în principiu, se întâlneau la un joc de canastă. Și 3-4 ore, exact precum gaițele, taca, 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 dă-i și cu cărticica, dă-i și cu povestea, dă-i și cu aia și cu aia, erau foarte, foarte încântate și fericite, abia așteptau joia, întâlnirea, da. Se mai schimbau partenerele, că da, unele se mai îmbolnăveau, altele mai așa, dar întotdeauna se făcea grupul. Apoi, dacă nu jucau canasta, era restaurant, tot în grup. Deci o zi pe săptămână era numai și numai pentru ele. Noi nu avem o zi pe săptămână numai și numai pentru noi. Nu avem pentru că nu ne mobilizăm, Nicola. Am putea, este la Hunedoara, acasă la Hunedoara, eu nu știu ce se întâmplă acolo la Hunedoara aia. În Hunedoara aia am văzut pe Facebook și insist pe idee, rețelele de socializare nu sunt întotdeauna rele. Dacă urmăriți postările de la Hunedoara, găsești Clubul Prieteniei. Eu îi văd pe oamenii, exact cum tu spui, oamenii ăia se întâlnesc o dată pe săptămână, cu voie bună, dansează, au tot felul de activități. Am văzut, cred că se și citește și, apropo de cititul împreună, că se organizează săptămânile astea tot felul de activități, o să ținem legătura, dar toate astea le găsim pe Facebook, acel Facebook pe care noi îl blamăm, dragii mei, și îl avem la îndemână. Acolo putem vedea și unde pleacă ansamblul Drăgan Muntean. Uite, va fi târgul de turism 15-18 și de aici pleacă la Romexpo. La Romexpo. Iară fac inclusiv valori. Cu monumente, cu direcția de la monumente, ei pleacă mai repede cu o zi, prietenii noștri. Ansamblul am înțeles că pleacă o zi mai târziu. Vom veni cu imagini de acolo să vă arătăm, dragii mei, ce se întâmplă și ce lucruri minunate fac oamenii ăștia, că s-au unit două instituții, știți, și când pleacă, pleacă împreună. Uite, n-a fost greu să-și dea mână cu mână și să facă lucruri minunate. Cătălin, știu că au tras foarte tare la repetiții, pentru că au două instructorul de la ansamblu profesionist Drăgan Muntean, au două mari
turnee, reprezentații, pleacă și la București, pleacă și la Chișinău. Și o să vedem despre ce este vorba, pentru că ținem aproape de ei. Dar uite, se fac lucruri minunate. Și mergem înapoi la Hunedoara, acolo unde lumea se adună, așa cum am spus, căutați și să vedeți. Cred că primeți și dindeva. Și nu cred că e foarte scump să te duci până la Hunedoara. Da, e foarte fain că ideea și găsești că... și parteneri, pentru că sunt persoane singure. O să descarc de pe net, o să sunt uite, persoane văd singure că... și... tot participând la astfel de întâlniri, de evenimente, de așa, cu voie bună, cu... își găsesc și parteneri. O să-i cer la domnul Enea Vasile. Bună dimineața, o zi frumoasă, mulțumim, domnul Enea Vasile. Rămâneți aproape de noi în transmisia din dimineața asta, că o să vorbim și despre spectacolul pe care îl organizați împreună cu colegii în 3 martie. Roxana a intrat alături de noi în emisiune. Roxana, îmbracă-te și hai la noi la cafea. Eu am 3 zile pe săptămână pentru mine. În 2 mă duc la Zumba, țopăi de nebună și în cea de-a 3-a merg la ore de tobe. Dar cu bătrână m-am apucat de ore de tobe. Nu e niciodată prea târziu să faci ceva pentru tine. Din iubire pentru sănătatea mentală. Și nu numai, draga mea. Deci să știi, ore de tobă? Eu vreau să mă duc la ore de engleză. M-am luat așa mai... Dar să știi că asta cu toba s-ar putea să-mi placă. Da, nu da, cred că la Rossi o să-i placă dacă o să facem o transmisie cu toba de la Dale Dimineții. Dar e foarte tare. Felicitări, Roxana! Foarte tare, ore de tobă. No, uite, vezi? Da, dar e... Unde este Zumba Deva? E singular, e, tu vezi nouă cât de greu ne vine, hai să ieșim la o cafea, bine că acum a fost iarnă și pe timp de vară și toamnă și în primăvară așa mai ieșeam la terase, știi? Dar ne vine greu să ne adunăm, știi? Că repede suntem pe fugă, trebuie să mă duc acolo, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia la altă, știi? Ar trebui să facem și noi un club. Clubul Dale Dimineții. Hai să facem un club. Și măcar, dacă nu o dată pe săptămână, la 2 săptămâni. Nu în 2024. Păi nu are rost anul ăsta să ne ocupăm cu așa ceva. Dar o să facem clubul, politicienilor. Nu, să nu pentru că dacă sunt... dau năvală alții în loc să dea năvală acum cine trebuie. Acum am vrut să zic. Dar n-ar fi rea ideea să facem un club, uite, clubul Dale Dimineții, să vedem despre ce... Da. Poate, sau poate îl numim altfel, dar trebuie. Da. Și așa de la anul o să ne plictisim, că dacă totul se consumă în 2024, 2025, 2026, ne culcăm toți pe ureche și dormim sănătoși, că abia în 2027, 2028 o să mai avem campanie electorală. Ar fi bine campanie să fie așa, electorale. Doamne, fel să nu bate războiul la porți. Mușcă-ți limba. Nu vrem război, indiferent ce s-ar întâmpla, nici nu vreau să atingem subiectul și așa sunt destule locuri fierbinți pe planeta asta, să ne ajute Dumnezeu să trecem cu bine, nu vreau să cred. Deși război avem acia la noi în oraș, că doar să iau ai noștri de chept aci la Consiliul Local, dragii mei, nici departe, cine n-are... Facebook să-și facă, dacă vor să vadă cum a fost ședința DCL, că a fost live și cred tu că ai urmărit-o. Da. Eu am fost la Consiliul Județean, s-a votat bugetul, n-a fost cu circ, a fost și cu diverse și a fost chiar mișto. Domnul președinte Laurențiu Nistor, așa cum ne-a obișnuit, e împăciuitor, i-a împăcat pe toți până la urmă, acolo în ședință. Nu se lasă cu scandal când e domnul președinte de față. Nu-și prea permit. Asta e un lucru fain că un om reușește, ceea ce edilul nostru de la Deva nu prea reușește. Când ești stăpân pe situație. A vrut Rossi să ne zică ceva, stai să-i dăm cuvântul. Zi, Rossi, tare! Nu vrea să ne zică. Când ești stăpân pe situație, atunci clar că lucrurile merg bine. Când dai dovadă de slăbiciune și de teamă, lucrurile nu ies cum trebuie.
Deci primarul Florin Oancea n-a mai fost la ședințe de Consiliu Local de o grămadă de vreme. Adă-ți aminte că unul dintre consilierii liberali chiar făcuse o notă de fundamentare ca să nu mai participe publicul la ședințele de Consiliu Local, adică să aibă acces numai miniștri, secretari de stat, directori de instituții, bla 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 bla. Știi că am fost destul de caustică acum 2 săptămâni sau când, sau 3 săptămâni când a fost ideea asta dezbătută și prezentată pe Facebook. De ce s-a făcut lucrul ăsta? De ce s-a luat inițiativa ca publicul să nu mai participe la ședințele de Consiliu Local? Tocmai pentru că primarul n-are nevoie de critici și n-are nevoie de întrebări la care trebuie să dea răspunsuri concrete, pentru că ești edilul șef, fratele meu, coordonezi activitatea. Edil, da, aia cu șeful deja mi-e bine. Păi așa se numește primarul, dragă, edil șef. A fost altcineva șef la ședința de la Consiliul, îmi pare foarte rău. No. Și a participat în final, pentru că era vorba despre buget, primarul este inițiatorul bugetului, trebuie să susțină bugetul și... Teoretic. Teoretic, da. Și a participat pe ordinea de zi, la final, e punctul diverse, unde... consilierii locali, publicul, cetățenii, da, au posibilitatea să atragă atenția, să spună ce și cum, ce nu merge, ce merge, ce ar trebui făcut, adică niște sugestii, până la urmă, că firar să fie, de asta e consiliul local, dacă nu tu, consilier local și primar, nu faci muncă de teren să vezi pe unde sunt gropile. Vrei să-și rupă picioarele în propriile gropi? Dacă nu vezi că 88 de deveni și-au rupt picioarele și mâinile și-au ajuns la urgență din cauza șantierelor din oraș, a gropilor nemarcate, treptelor de la opera. Mai zilele trecute, când am venit cu autobuzul, era plin de sânge acolo. Plin de sânge, cineva a căzut și-a spart capul sau, da? Într-un final au marcat treptele de la opera. În 2-3 zile au reușit, dar de ce n-au făcut lucrul ăla de la început? De la spital, informația era că, da, numai în luna ianuarie, până prin 20, nu știu când am făcut știrea, erau 88 de persoane înregistrate la urgență cu fracturi din cauza gerului. Am avut o iarnă foarte primăvară. Alunecărilor pe gheață. Care gheață? Bă, fratele meu, dar cât o lună de zile a fost gheață pe trotuarele din Deva? Bun, și dacă a fost gheață pe trotuarele din Deva o lună de zile, să zicem, prin absurd, da? Păi ce măsuri a luat primăria? Ca să curețe. Acum, aici sunt răutăcioase și vreau să dau citire asta pentru, și spun și de ce. Ne spune Roxana că la Sani Aerobic se face și zumba. Mulțumim, Roxana. Zice, uite, și Sani Aerobic e online sau ceva de genul. În fine, bună dimineața minunatelor! Am primit un mesaj. Și zice, mă înscriu și eu în clubul vostru. Roxana, acum e despre, și despre tine. Sigur o să fim noi gaițele care răspândesc iubire, voie bună și bucurie. Foarte tare. E Alexandra Truță, bună dimineața, Alexandra, foarte tare. Roxana, ne facem cu jup spre să devenim gaițele. Uite, Alexandra e alături de noi. Foarte tare ideea. M-a pușcat de ale dimineții cu gaițele. Cu gaițele și o să facem o emisiune, o să facem în direct. Că merită. Foarte tare să-ți spun ceva. Vezi, nimic nu e întâmplător, dragii mei. Apropo de destin, de tren, de gară, de liberul arbitru. 1. Cetățenii aleg să treacă pe la opera. Ocoliți opera. E liberul arbitru. Nu ți-a plăcut asta. 2. Dăm bani să desființăm opera atunci, jos cu biserica, jos cu stația de autobuz, jos cu... Și așa nu e stație, dar mă rog,
Stai să-ți spun. O să fie. Doi, năravul vă pune să mergeți pe acolo. Mergeți pe altă laterală. Eu nu știu ce aveți cu edilul ăsta, șef. În ghilimele. Atâta treabă avem cu el. Răutăcioasa din mine. Ca să nu zic altfel. Dar ce că nu ești răutăcioasă? Pe 350 am înțeles că a dat bani la sport. Omul e de treabă, frate. Păi, da, în orașul ăsta speră. Nu există decât sport. Deci, te rog frumos. Să... Și penitență, credință. Nu mai dat nici la biserică. Fii atent. Nu știu, frate, ce se întâmplă. Deci, pe 350 este legea prin care se acordă finanțare nerambursabilă pentru ONG-uri, pentru cluburi sportive, pentru biserici, pentru proiecte care vizează comunitatea. Da? Anul ăsta s-au acordat 950 milioane lei, din care 1,5 merg la sport și 450 merg la celelalte capitole, adică la ONG-urile care au depus finanțare, proiecte pentru educație, pe social, pe tineret. Deci, atât. Ce educație, fratele meu? Cine trebuie educație? Zice, eu acum avocatul diavolului. Primarul probabil consideră că dacă a obținut finanțări pentru modernizarea școlilor, nu mai trebuie și alte activități. Care școli? Că nu s-au mai mutat școlile la loc, au început să-l renoveze pe Sivi, zice, zmontodută de eu, și Jeva, și nu sunt mai gata. Nu, acum, nu. Lasă-mă cu renovările, că nu se știe când se gata școala. Bun. Pe social, iară, dacă s-au modificat legile, dacă sunt oameni care primesc bănuți pentru curent, pentru căldură, pentru masă caldă, mai un pachet de la Uniunea Europeană, de la nu știu ce. Ce se mai bagă și ONG-urile astea, firea să fie, să facă și ele proiecte pe social? La tineret, la fel. Ce? Tineretul... Acum iară mă pornesc. Ce poate să facă tineretul undeva? Sigur. Ce? Ce poate să facă? Are dreptate, Rosi. Cultul... CSM, să facă sport, să se ducă la liceu, acolo la CSM, la ce-o fi acolo CSM-ul ăla? N-ai văzut ce salarii? Și CSM-ul și... N-ai văzut ce bani dă să la sport pe lângă 350 dă și la CSM? Omul de la biserică a luat-o pe sport. No. Dacă până acum se zvonea că se face și preot, acum o să se facă sportiv de performanță. No, și de aici și acuzația unor consilieri locali, păi Nenicule, dacă tu dai atât ți-a bani pe sport, înseamnă că te pregătești, îți faci campanie electorală mascată, pentru că bănuții se duc acolo, ai susținere. Toți devenii fac sport? Turneul de mini-fotbal, e turneul de mini-basket, e turneul de ce știu eu mai ce. No. Și... Te-am jurat. Edilu, partea cu șeful cam, cam mult stăm. Și cam repede, da, știi? Da, da. Așa. Deci toți banii se duc acolo. Acum primarul, dacă a fost acuzat că își face campanie electorală mascată, și el la rândul lui a dat replica consilierului. Păi, Nenicule, ce m-a acuz pe mine cât de partipriuri cu ce știu eu ce cluburi din Deva? Voi care vă găsiți să vă faceți campanie electorală prin declarațiile pe care le faceți pe Facebook, pe nu știu cum și nu știu ce și... Na, pe ce voi aveți bani să dați la sport? Faceți și voi pe unde puteți. A început show-ul, da, și când ziceam, no, gata, s-au potolit lucrurile, așteptam cu nerăbdare diversele, pentru că acolo e sarea și piperul, știi, acolo, de acolo afli tot felul de, știi, de chestii. Și în loc de diverse, țac! S-a gătat. S-a încheiat ședința. Uau, cum? Atât am mai auzit revolta unor. Păi cum și diversele? Salut! Deci, staful primăriei a fugit plecat. Repede, s-a strecurat repede, n-au mai fost diversele, tocmai ca să evite întrebări incomode.
și să trebuiască primarul să dea niște răspunsuri pe care probabil nu le avea. Și a continuat Emanuel Clej și fratele meu, circusul acolo. Nu mă așteptam ca, mă rog, un consilier local să fie acuzat de, de administratorul unui club sportiv, chiar în fața administratorului public al municipiului, în fața lui Traian Berbeceanu. Ar fi trebuit potolite cumva. Stai să-ți spun. Și de acolo, din primărie, s-o duș eu în fața primăriei, știi? Ca țiganii la ușa cortului. Eu v-am spus că viața bate deci, filmul. Ce se întâmplă la Deva, ce s-a întâmplat la Deva, bate show-ul de la Simeria. Da, și are dreptate telespectatorul nostru. Practic au pus în aplicare propunerea antidemocratică a lui Iacob. Și tot acel telespectator, undercover, ne spune unde să bage și el banii dacă polivalenta nu se face. Polivalenta e, dragii mei, eu nu știu de unde atâta răutate noi, cei care nu vrem să vedem lucrurile. La opera putem alege alt drum, trotuare nu avem sau pe unde gata, zboară plăcile, putem merge pe altă cale. Păi să pună indicatoare, măi, pe aici nu se trece și cu asta basta. Păi de ce să-și asume și-a asumat vreodată? Păi eu de unde să știu că trebuie să apelez la o rută ocolitoare? Uite, dacă pentru nu... că faci știri, da. Și știi că 88 de persoane și-au rupt picioarele. Asta a fost în ianuarie, până evităm acum. Evităm zonele numărul. Accidentate sau am putea să punem un semn off-road. Și face cu... Deva off-road, da. Și vine Alexandra Truță cu o propunere foarte tare. Păi dacă ne ocupăm noi gaițele de ale dimineții, de restul oamenilor, de ce ar fi nevoie de altă implicare și finanțare? Nu aveți că telespectatorii au idei. Mulțumim, dragii mei. Acum nu că mă revendic eu niște merite, dar să știi că am făcut mare tam-tam cu situația de la opera. Și foarte bine ai făcut, și... pentru că eu am întâlnit foarte mulți oameni, pentru că eu ies și circul foarte mult printre oameni, așa cum edilul nostru... Și tu ai făcut reportajul, exact, cum ai ajutat, exact, persoane, apropo de exact, șantierul nesemnalizat și așa, de gropi și de... Așa. Că nu știi pe unde, de asta spuneam, e măcar adevărat, pune niște indicatoare, firar să fie. Nici măcar n-a fost regizat, a fost pur și simplu întâmplare. Ce s-a întâmplat, nici mă așteptam ca Rossi să filmeze acea fază. Dragii mei, eu întâlnesc oameni și oamenii îmi spun pe stradă foarte multe lucruri și aud foarte multe probleme și cred că e cazul și îmi scrieți foarte mulți mesaje. Nu-i putem ajuta, nu avem pârghiile necesare și nu vrea nimeni să-i facă, nimănui anticampanie. Doamne, deși ferește. Edilul șef are el un of vis-a-vis de trustul la care noi, Hunedoara 1 TV, ne numim, domnul primar, poate n-ați reținut. Și să știți că ușa vă e deschisă când aveți ceva de spus. Dar cum niciodată nu aveți nimic de spus decât acolo unde primiți întrebarea și jumătate din răspuns, nu, așa nu ați ascultat nici părerea oamenilor și oamenii spun asta, cu ușile închise, dar cu ferestrele deschise și pe repede înainte că trecem în revistă și întâlnirea că e și 43 și vreau să povestim și despre spectacolul de la Hunedoara în ultimile 5 minute. Dragii mei, cu ușile închise, dar cu ferestrele deschise, peneliștii hunedoreni și-au dat ultima dată mâna, zic eu, anul ăsta și virgula dintre două hârtii îl duce pe domnul prefect în campanie față în față cu președintele. Stai, mai stăm? Iară stăm, măi, Nicol!
Stai, că de la București se pot răsturna până răstoarnă tata ciucă aranjamentele. Se pot răsturna cert aranjamentele este că cu ușile închise și-au dat mâna, dar cu ferestrele deschise, că au avut grijă să răbufnească acele zvonuri. Eu am o curiozitate personală. Nea edilul ăsta, cum a zis că îl cheamă? Florin Oancea. Nu? Zic bine, nu? Nu l-am botezat. S-ar putea să ai o surpriză foarte mare, să ajungă tot el primar. Primar, da. Există șansa. Să-și ducă mai departe proiectele. Începute și neterminate și pe care trebuie să le plătească din banul public, adică din contribuția. Să mai dau și derogări că suntem în România, așa e. Da. De asta spun, atenție la aranjamentele de la București. O vedea și aranjamentele. Cert este că astăzi Călim pentru Marian, prefectul în funcție la momentul ăsta, va trebui să-i țină piept președintelui Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, în funcție la ora asta. Diferența între ei este că unul e numit, celălalt are în spate un capital de votanți, are și galerie, a mai demonstrat. Am văzut și are echipă vineri. Mai... Am văzut și vineri. Deci Laurențiu Nistor are echipă. În comparație cu, după cum vezi, peneliștii sunt toți individualiști, fiecare pentru el, egoiști, individualiști, fiecare își rezolvă problema personală. Deci nu este echipă. La prostii, plăcinte înainte, la război înapoi. No, bine, asta e așa de pamplezir, de hai să arătăm că lucrăm, hai să arătăm. Păi da, degeaba îmi postez mie fotografii apropo de cu lucru, plăcinte. Și apropo de lucru, eu am o curiozitate. Rău am eu câte o curiozitate. Primarul primește indemnizație, nu numai la DEVA. Așa, în general, primarii ăștia îs plătiți când merg la ședințele astea de Consiliu Local. Da, bineînțeles. Primarul de la DEVA și-a luat banii, nu ne poate spune cineva, și-a luat banii Nu și-a luat. Indemnizația lui este salariul, de fapt, că ăsta este rolul lui. Nu ia niciun ban în plus sau să minus, că se duce. Dar că bani legal că fost... este că dacă nu semnezi condica de prezență, nu știu, că președintele Laurențiu Nistor îi ceartă pe consilierii județeni că dacă nu participă la ședință, și știi că era moda aia că intrau online. Da, nu i-a mai lăsat, aici mi-a plăcut, ea le-a spus că nu-și vor mai lua banii dacă nu vin. Bun, ok, nu la fel se întâmplă și cu primarii? În mod normal, nu participi la ședință, nu primești banul. E logic. Nu știu, dacă mă lămurește cineva, uite, o să da, mai e întreb. Logic. Nu, bă, orice consilier, orice... Poate știe acum cineva? Primarul, nu știu, știu că toți consilierii locali sunt plătiți cu un anumit procent din indemnizația primarului. Deci, în mod normal, dacă primarul este inițiatorul proiectelor de hotărâri, este susținătorul proiectelor propriilor proiecte de hotărâri, este așa și așa, este plătit pentru chestia asta, nu știu dacă mai primește o indemnizație în plus vis-a-vis de participare la ședințe, dar, mă rog, nu participi, nu semnezi, nu primești. Noi primim mărțișor. Și mergem mai departe, că se gata emisiunea. Primăria Municipiului Hunedoara și Centrul Cultural Corviniana vă invită la spectacol aniversar de mărțișor, dragii mei, la Casa de Cultură din Hunedoara, pe înțelesul nostru, acasă la Hunedoara. Duminică, 3 martie, de la ora 17:30, intrarea liberă. Da, acum să vă spun eu că aici în dreapta, dacă vă uitați pe afiș, vedeți un mărțișor, poza lui domnul Enea Vasile, împlinește frumoasa vârstă Enea Vasile, dacă te super pe mine, asta e de 65 de ani și colegii mulți îi fac, înainte. Doamne ajută, mulți înainte, colegii îi fac un frumos spectacol organizat
toți primim un mărțișor, e un mărțișor muzical. Felicia Stoian va veni în spectacol, probabil ea o să-l și prezinte, nu am detalii, detaliile vor veni de la domnul Enea Vasile, o să stabilim cu domnia sa o întâlnire și o să vedem detalii despre acest spectacol. Prietenii vin alături de el, știu că la invitația domnului Enea Vasile a răspuns Ciprian Roman, bună dimineața, domnule manager, Doinel Hindorian, Ovidiu Olar, Bogdan Toman, mi se pare corect, Mariana Suciu e alături de domnul Vasile, ea e și organizatoare, o salutăm pe Mariana. Mulțumesc, Rosi. Adrian Zelnian, dirijor, conducerea muzicală Marian Lupo, acompaniament și dacă îl dai un pic mai sus să văd despre... mai invers, Rosi. Mai mă ajuți o dată, da? Felicia Stoian, așa, mulțumesc, poze. Foarte fain, Maria Risipitu și soțul ei, îi văd acolo, Valentin Ienciu, nu văd titlul, nu văd numele pe televizor, Valerica, dacă le dai un pic invers mai sus să pot să cer, citesc. Invers. Valerica Ianoși. Și Bogdan Firu. Și Bogdan Firu și Brândușan Lupo e acolo. Văd că... Uite un, un afiș echilibrat. Foarte frumos afișul. De afișele de la Deva cu... cine era? Țancă Uraganul? Cine era? 5 minute mai avem. Da, Țancă da. Uraganul și toți el artiștii sub el. Și, da, și toți miroseau subțiorile. Da. Știi? Da. Ce da. Vai de mine și de mine. Eu am mai comentat atunci și am spus că în locul artiștilor nici nu m-aș fi prezentat la spectacol. Dar nu, bănuțul e bănuț și... dar e foarte echilibrat, e ok afișul. Vom reveni, dragii mei, cu detalii despre acest spectacol. Așa cum am spus, îl așteptăm pe domnul Enea Vasile aici alături de noi. Vedem cu cine vine și povestim despre spectacolul de mărțișor, un mărțișor muzical și încă o dată la mulți ani. Alexandra Turuță, și dacă nu faci mare lucru, ce? Ca să nu zic nimic bun, de ce să-i primești? Propun să avem target și bonus de performanță pentru performanță. La ședințele voastre, libertatea de exprimare e la ea acasă. Mulțumim, zi plină de minuni să aveți, draga mea, Alexandra. Acum, nu pe placul tuturor, că iar să supăra primarul pe mine și pe Nicol, că păi zice cum? Că sunt hiem împotriva lui. Păi, dar ferească, e bunul Dumnezeu dacă aveți ceva cu omul. Adică, dar target, ei tot timpul și ating targetul. La fiecare sfârșit de an se face bilanțul activității și începe un pomelnic de 5-6 pagini de realizări mărețe, știi? Vai, ferească nebunul Dumnezeu! Toate, toți, pornind de la administratorul public, de la primar, de la șef de birou, de la mai știu eu ce, toată lumea și-a îndeplinit targetul. Ba, l-a și depășit, pentru că, nu... ce se mai spunea la ședințe? Se ia... comision gras de tot pentru proiectele europene nefinalizate și neimplementate, nu? Asta înseamnă că ți-ai îndeplinit targetul. Despre ce vorbim? Iar să știi că propunerea aceea de eliminare a devenilor, a cetățenilor la ședințele de Consiliu Local trebuia susținută de cel puțin 7 consilieri. Deci, pe lângă propunerea făcută de Florin Iacob, trebuia să mai fie încă 6 semnături, încă 6 consilieri care să susțină. N-ar fi mare lucru că are primarul 6 prieteni. Pentru că nu se poate la el așa ceva. Nu cred, nu, îți garantez eu că niciun liberal, niciun consilier liberal nu ce ar fi pus semnătura pe baza comunii. N-aș garanta, vezi, ba, de treabă. Ba da, îți spun eu. Nu mai cred nimic, Nicol. Da. Îmi pare foarte rău pentru tine, dar eu, oamenii ăștia mă surprind. Da. Dar ce anii la noi acasă, a și la Deva lucrurile au luat-o invers. Nu știu cum. Chestia este pentru că n-a putut să facă lucrul ăla, au făcut altă bazaconie, au închis ședința. Acum
ce declara Clej suscitare pe Facebook? Atac în contencios administrativ hotărârea, ședința de vineri, pentru că nu s-a respectat legea. Diversele figurau pe ordinea de zi și au fost votate. Nu s-a respectat ordinea de zi, atac în contencios administrativ. No, asta e praf în ochi, pentru că... Praf la opera, s-a gătat emisiunea, Nicole. Da, luni facem partea a doua, opera, ocoliți opera, e liberul arbitru. Măi, dar ce repede s-a terminat, da, nu știu care e treaba, uite, ne scrie aici Enea Vasile, mulțumesc de promovarea evenimentului de mărțișor, nenea Enea, la mulți ani, de 65 de ani, toată lumea va fi alături de domnia Matale, duminică 3 martie la 17.30, acolo acasă la Hunedoara. Une nu e nevoie de liberul arbitru, poți miere în pișoare, nu știu cum s-o rezolva problemele cu pietonalele, multe, puține, câte ori fi, dar măcar poți miere în pișoare. Așa la noi, la Dieva, e cu liberul arbitru, dragii mei. Nicol, mulțumesc pentru prezență. Toată lumea calcă în grob, numai primarul Leocolești, eu nu știu, cred că merg cu mașina, are șofer. Sau nu se mai duce pe la primărie, să mă acasă. Mai știi, mai căutăm. Îi mulțumesc, Rosi, mulțumesc, Nicol, vă mulțumesc, dragii mei, pentru prezența alături de noi în emisiune. Nu înainte să vă reamintesc că în piața agroalimentară, dragii mei, la Casa Țurcanu găsim așa. Cum era pe vremuri gustul copilăriei noastre? Mezeluri de calitate, mezeluri din carne, nu din prafuri. Vă garantez asta pe gustate. Dacă nu mă credeți, în piața agricolivinare, pe mâncate și pe gustate, eu vă garantez, dragii mei, că nu o să vă abțineți dacă treceți pe la Casa Țurcanu. O salutăm pe Bia și pe Dani, le dorim vânzare maximă, îi așteptăm alături de noi de fiecare dată și le mulțumim pentru că sunt alături de noi. Aici ne luăm la revedere și până mâine dimineață, când unde credeți că mergem? În Mexic! Alături de Andrei Rossetti. Ce a făcut Andrei Rossetti în Mexic? Ne-a adus poze. Cred că și filmulețe, vedem mâine dimineață aici, în direct, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Până mâine dimineață, eu, cu toată dragostea, cu toată bunăvoința, cu sufletul curat și din tot sufletul meu vă spun, vă iubesc și pot doar să vă rog, spuneți și voi mai departe, cuiva astăzi te iubesc.